Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. E bine de știut că n-am poposit de dimineață oriunde, ci chiar în fosta capitală a Imperiului Otoman. Suficient pentru micul dejun, căci ne așteaptă Istanbulul, adică alte câteva ore de mers cu autocarul. Dar oare cum ar fi pe jos? O, Dumnezeule! Nu o să uit fața șoferului și claxonul ăla. Titit! Și pleacă autocarul și începe să dezvăluie poligonul de tragere. Gașca asta imensă de camere. Toți cu ochii pe noi ca șacalii. Și când am văzut bagajele scoase, am crezut că mor. Hai să punem asta înainte. De ce era în schimbă că așa o să fie? Să jur. Tot îndeam să cred că e o glumă proastă. Bă, serios, da, vii serios. Și uite la mama și mama zice, începem. Nu, nu, nu! A început fratele meu. Hai, de capul meu, că ți-ar și inima, da. Shiftule, uite unde m-ai adus! Deși ni s-a spus că n-o să înceapă direct, eu m-am așteptat. Așa rămânem echipați? Am fost siderat, îngrozit și în același timp înfuriat maximum de-mi venea să-mi sun avocații. Ce facem aici acum? Păi ne aveam și noi lucruri în autocar. Toate erau luate din autocar, puse pe jos. Nu știu ce faci cu lucrurile acestea. Păi nu știu, trebuie să le luăm pe toate. N-am mai știut, adică în capul meu asta Express era cu un rucsac în spate, știi? La rucsac m-am gândit și eu, da. Eu aveam două trolere. Avem un plic. Vai ca la pui în bătânima, vai, lișii. Asia Express a început, fii atentă. Strângeți-vă toate bagajele și grăbiți-vă pentru că vă aștept în piața Atatürk, Heykeli, în centrul orașului Edirne. Păi și cu ce mergem până acolo? Cu mașină? Păi cu ce mașină? Nu știu, mergem și căutăm. Păi ok, pune mâna pe bagaj și dă-i drumul. Hai, patron, să mergem. Mă simțeam prost față de ceilalți că noi plecăm primii. A început cursa, dar nu știam ce înseamnă cursa. În ce parte, unde să ne ducem? În ce oraș trebuie Edirne să ajungem? Edirne. Hai. Să rămână, întreabă și pe doamna. Excuse me. Atatürk, Heykeli. Edirne, is here? Edirne. There? Thank you. We need to go to Edirne. Can you take us to Edirne? Excuse me, sir. Do you know where is Atatürk, Heykeli? There and there. Can you take us there with your car, please? No? Oh. Nu vreau. No. Hai să mergem. Vai, urășim cu bagajele astea, dar nu vine nicio mașină aici, e nașpa. Mă gândesc că e drumul principal acolo. Haide, că două luni de seară m-a ajutat în viață. Fă, tu n-ajungi întreagă de seară. Unde să ajung? Întreagă ajung, dar întreagă n-am plecat de acasă, deci ok. Nu m-aș fi văzut plecând în toată distracția asta decât cu un bărbat și mi se pare că e bărbatul perfect. Am 40 de ani, mă cheamă Zarug, m-ați mai văzut prin TV pentru că nu chiar făceam suficienți bani din modă și acum am zis că dacă tot am încercat atâtea lucruri, să văd cum e să mor departe de casă, dar va fi o onoare să mor împreună cu colega mea, Lorela, expertă în comunicare. Unde mergem? Asta e stradă? Da. Lumea mă știe de la televizor, cred, sau mă știe de pe Instagram, din social media. Pe lângă asta, promovez ceea ce se cheamă, știu și eu, body positivity. Adică, le spun oamenilor, femeilor, tuturor, că trebuie să-și trăiască viața și să se distreze, indiferent de cum ar arăta sau ce complexe au. Trebuie să fim totuși realiste, făi. Suntem două șnițele rotunde care tu, de bine de rău, te miști. Eu nu, deci fizicul e handicapul cel mai mare. După care geamantanul, pe care nici nu poți să-l urc două etaje. Dar eu nu sunt sclavul fricilor, le am pe toate. Dar mă duc acolo să le rupem. Și în timpul ăsta să ne și distrăm. Deci, practic, da, e o vacanță. Deci noi suntem atât de proști, toată lumea a oprit mașini. No money. No money. No. No, ciao, haide. No. Vezi că am lăsat bagajul acolo. Mi s-a părut că am fost disperat de-a drept. Dar nu puteam să mă abțin. Era impulsul ăsta de a ajunge primul mai repede. Dâncă, explică. A venit un taxi. Cred că am avut o durere de braț că am ridicat mâna așa. Și taxiul ne-a văzut pe smetice. Atatürk, Heykeli, Parayok, Benimane, Lütfen. Eu vorbesc turcă. Vorbit fluent, nu. Please. Hai! Cioc de șechire de rim!
ușor, 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 ușor. Eu am avut o revelație, că eu n-am auzit-o vorbind turcește absolut niciodată, absolut niciodată. Bravo, mama, suntem... Au început bine. Dreptul. Bine. Bravo. Bravo, bravo. Hey, no, come on. Ce început, frate, așa ghinion? Hello, sir! We need your help, please! Aș fi oprit un domn care a fost foarte drăguț și foarte amabil. Din prima a vrut să ne ajute. Nu ne iau. Nu ne iau. Doar că marea noastră problemă... Deci ne omoară bagajele rău de tot. Uite, vezi cum mai vine unul mare din spate. Ne-am dat seama că bagajele sunt un impediment foarte mare pentru șoferi. Nu-mi poate, e prea mică mașina. Por bagajul e prea mic. Ok, hai aici atunci. Esti, ce faci? Păi aici... valiza? Atatürk, Heykeli Square. Okay. You take us? Okay. We go with yes, you? Yes, thank you, thank you. We have a luggage there. Yes, thank you. Please, we please, manage. Please. Thank you. Yes. Woo-hoo. Uite-ai pe noaptea târziu, bă, ce Bătoane. Pup! Bătoane, hai tata unde mergi, hai. Noi suntem Cuza și Emi de la Noaptea Târziu, trupă care face parodii pe online. Și care a făcut primul milion de view-uri în 24 de ore, să se știe. Suntem cei mai buni prieteni de 15 ani. Acest blestem sau binecuvântare... Aproape tot liceu am fost colegi de bancă. Nu știu dacă o să-mi facă zile fiind, că eu sunt puțin mai mare decât el, deci... Eu îl las să vorbească din momentul lui de glorie. Vedem pe traseu. Dar cine-s proștii satului? La 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 la. Băi, sincer, la Asia noi ne doream de multă vreme să venim. Mă visam alergând și eu acolo. Pentru mine o să fie o super experiență. Și eu la Asia Express caut experiența aia super mișto. Și tot timpul mă visam făcând ceva așa. Alo, un perpedes? Da, hai. Mamă, patroane, învomit mațele pe tine. Nu perpedes de tot. Da, hai. În Asia Express mi-aș dori foarte mult să ajung printre finaliști. El vrea să ajungă în finală, eu nu vreau să plec primul. Singurul mesaj pe care îl am pentru celelalte echipe, să dea tot ce e mai bun din ei, dar să știe că noi suntem mai buni un pic. Bine să te pup. Nu mă pupam, că strigi machiajul, lasă. We are from a TV show from Romania and we got to arrive here to Atatürk Kekeli Kekeli. Atatürk Heykeli. Yes, sir. Da, am intrat tare în joc, am fost super disperat să prindem o mașină. Can you take us there, please? Can you take us there, please? We this give you something. I don't know. We don't have money. Allah, please. Allah please. Will help you. Please. Please. Yeah! Yeah! Conectare! Vă pupă, fratele voastre, deja mi-am intrat în mână. La tanticule, să fii iubit! May Allah bless you, because you are our first angel in this trip. Thank you so much. Thank you. Where are you from? Romania. Romania? Okay. Yes, Bucharest. Suntem cei mai îmbrănati, Francesco. Nu se poate așa ceva. Eu pentru mine fiecare concurentă, că mă depășește, e un cuțit aici la inima, simt, îmi vine să-l omor. Te nervează. Sunt invidioză. Hai la taxiuri, să începem cu taxiurile. No money, no money. Food, no nothing. Can you take us there, please? Yes, sir. Thank you, yes, thank you. I love you, sir. Când îți spune unul, hai, mă. Păi, fratele tău. Da, ok. Can you take us? Da. Ok, hai da. Can you take us there? Yes. Yes? Yes. Wow, thank you, sir. Thank you. No. Ok. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.